Naționala de rugby revine la Botoșani, avem primul meci pe 22 februarie. Lucru extrem de onorant pentru noi. Am primit o solicitare din partea Federației Românii din luna septembrie. Am făcut contract cu dumnealor, am notificat Clubul Sportiv FC Botoșani că avem solicitare de la Federația Românie și e o prioritate pentru noi să primim Naționala de rugby aici. Dumnealor au notificat la rândul lor Liga Profesionistă de Fotbal și au solicitat că în perioada respectivă să nu le programeze meci. Sperăm că pe data de 22 să nu fim în situație ingrată în care FC Botoșani să aibă meci acasă. Cu toate că așa primim semnale că își programează meci atunci. Nu dumnealor, ci Liga. Dar, repet, noi am făcut notificări, le-am solicitat să țină cont de povestea aceasta și am rugat frumos să nu încurce programul. Pentru că stadionul este a municipalității și am dorit și noi să facem două evenimente sportive, altele decât fotbal, pe stadionul municipal. Pentru că mi s-a dat replica că cine urmărește rugby. E un segment de public care urmărește rugby, care este interesat. O dată, a doua, suntem extrem onorați că Naționala de Seniori a României este la Botoșani, a patra oară într-un meci oficial. A jucat cu Ucraina în 2010, parcă, sau în 2009. Anul trecut, două meciuri. Acum, din nou, avem două meciuri. E un meci oficial al federației. Sunt cei mai buni rugbiști ai momentului care joacă sub culorile naționale. E mediatizat pe posturile de publice. E o notoritate care se duce în municipiul Botoșani pentru un eveniment sportiv de calitate, sperăm noi. Și atâta timp când ne și plătesc, fără nicio ezitare, toate costurile care le-am imputat lor, nu văd de ce nu i-am primit și să-i facem să se simtă aici ca acasă și să aibă un public alături de ei care să-i susțină în acest demers al evenimentelor sportive europene în care sunt angrenate.